Ce faceți cațelor? Știți ceva de Eva? Cațe. Mama, deci, serios, ăsta e un termen. În momentul în care o să înțelegi și tu că nu e frumos să ne vorbare. Mai gura! Eu vă întreb ce faceți voi! Nu făceam nimic, tocmai, pentru că nici noi... Bârfeați, nu! Păi hai, turnați la mama aici. Ce să spunem? Deci tocmai ce am spus, că tocmai că nu bârfeam despre nimic, că nu știm mare lucru, nu știm nimic, de fapt. Bine. Dar când o să știți, o să-mi spuneți. Dacă nu-mi spuneți, șlafe se cheamă. Ați înțeles? Șlafe. Mai, nu, nu vă mai gândiți pe aici, că... Ba da! Ia uite-o! Eva, unde? Unde ai umblat până acum? Ce faci? De ce mă lași cu inima în gât așa? Chiar se poate? Chiar ia zi, până unde ai umblat la ora asta? Mâine, poi, mâine te aflu că ești cu burta la gură. Mă rog, asta a fost acum câteva luni. Acum, unde ai fost tu? Unde ai umblat până acum? Haide, lasă-mă, te rog, că n-am chef. Da, n-are chef. Vedeți? N-are chef. Ce n-ai chef? Să-mi fac eu griji pentru tine? Ce griji, mamă, să-ți faci? Ce griji? Cum ce griji? Că e leșina la nunta ta, că te porți cu Victor ăsta de parcă nu știu ce naiba motiv ai, dar poate că mie nu vrei să-mi spui și... Și unde? Cum? De ce m-ai lăsat pe mine cu sufletul la gură așa? Păi, mamă, dar nu ți-am spus că mă duc la spital să lucrez? Și dacă mi se întâmpla ceva, nu e ca și cum nu eram înconjurată de doctori. Păi da, dar eu nu cred că era atentă când ai zis că mi-aș lăsa. Nu te băga, da, nu te băga. Mie să-mi spui de ce n-ai venit până la ora asta și de ce n-ai răspuns la telefon, de ce? Poate pentru că n-am avut chef, da? Poate pentru că pur și simplu am lucrat sau departe de tot. Și să nu vorbesc cu nimeni nimic. De ce trebuie să știe toată lumea tot timpul de mine? Unde sunt, ce fac, de ce? Nu pot să stau și eu câteva ore să nu mă lase toată lumea în pace. Păi, măi, Eva... Tu n-ai voie să te enervezi. Dar cine te enervează? Eu nu sunt nervoasă, tu ești nervoasă. Măi, Eva, mă uite-mă la ea. Păi, pe cuvânt. Aia, lui, era să-l prind. S-a enervat asta, mică. S-a enervat. Păi... Mira-mă că ea e lucidă, eu sunt la bun. Ea e lucidă, ea întreagă la minte. Ce faci, mama? Te-ai întâlnit cu Eva la spital? Oh, da. Așa? Și? Te-ai împăcat? V-ați împăcat? Ha, 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 ha. Ce-ai, mă, mică? Ești bine? Ha? Eva și Diana se părăiau pe hol. Tare! Mai, nu glumește. Păcat, era bună. Că... Nu așa de bună ca ai acum păcat. A, mama, nu mai vorbi așa, că mi se face rău. Stai-mă puțin, ce căuta Eva la spital? E, uite, asta e o întrebare foarte bună. Eva, ce căuta Diana la spital? Și asta e o întrebare și mai bună. De ce căuta Victor la spital? Păi... Tata, știi cât... Du-te sus să te odihnești și vorbim mâine dimineață. Nu tu, Sergiu. Pa. Sergiu, tu. Tu rămâi aici și îmi povestești tot ce s-a întâmplat. Hai, treci. Doamne, nu mai suport! Păi cine mai? Că ți-am zis că o să fac așa, de ce ești? Nu, mama, mă! Pe Diana! Tu ce, ți-a făcut ceva înainte de nuntă? Nu. A zis ceva? Sau lui Victor? Nu, auzi, Mara, avem ceva fructe în frigider, că mi-a scăzut puțin glicemia. Cred că avem niște struguri. E sau înghețată? De ce nu, da, mergem. Iubesc ca pe sora mea mai mică. A. Mă duc. Da. Da! Ce ai? Faci? Mai de unde mergi? Tu? Eu mă duc să-i aduc Eva, ce vreau. Hai că vin și eu cu tine. Hai, vino. Eva, din nou, m-ați vrut ceva? Nu! Oh, chiar ai zis asta? Vezi în leșin pe bune? Da! Doamne, deci trebuia să-i vezi fața, mai avea puțin și-i pleznea vena aia de pe frunte. Oh, cât aș fi vrut să fiu acolo, dar e și bine să înțeleg. Da. Mă rog, acum, na, bine pentru una din noi. Dar știi ce mi-ar fi plăcut? Știi ce ar fi fost și mai tare? Să leșine din nou. Eu nu știu cât e prea bine să tot leșine așa pentru sarcină, pe bune, acum... Aolo, sarcina în sus, sarcina în jos, ia mai scutiți-mă cu sarcina asta. Așa, mă rog, mai departe. Păi, na, vorba lui Becali. Eu am făcut o oligofrenă, ea m-a făcut pe mine zdreanță, dar nu ne-am insultat niciuna. Serios? Elegant ceva. Dar eu abia așteptam să sară la bătaie, doar că fix atunci s-au băgat Victor și doctorul. Nu te cred, a fost și Victor?
A venit Victor? Da. Mamă, e gelos rău de tot pe ălălalt, pe doctor. Deci dacă n-aveau treabă să ne despartă pe noi, jur că se luau ei la bătaie. Doamne, cum se leagă toate. Doamne, iartă-mă că m-am îndoit. Tu nici nu-ți dai seama că mi-ai uns pe suflet cu telefonul ăsta, că nimic nu mai ieșa conform planului. Îți mulțumesc mult de tot pentru toate veștile astea pe care mi le-ai dat. E extraordinar. Cu drag. Auzi, da, ai cumva un număr de contact din presă? Păi n-am eu un contact în presă. Ți-l trimit acum. Auzi, da, pentru ce-ți trebuie? Surpriză. Surpriză? Dar nu vrei să vii în pat? De ce meriți? Hai, mă, zi ce știi. Zi tot ce știi. Eu nu știu nimic. Păi nici eu nu știu nimic. Bine. Nu că bine. Nu că bine. Foarte bine. Eu plec la doctor, să știi. Păi și ce, eu nu vin? Nu, o să mă duc singură, o să aflu sexul copiilor și nu o să ți-l spun. Copiilor? Ah, da, copii. Eu mereu uit că o să avem gemeni. Hai, pa. Hai, mă, că nu-i corect. A, nu-i corect? Nu. Știi ce nu-i corect, Vladi? Nu e corect să ai secrete față de partener. Nu e corect să spui că faci ceva și după aia să faci fix invers. De fapt, nu. Știi ce nu e corect? Tot ceea ce faceți voi în casa asta, tot ceea ce faceți voi oamenilor normali și bine intenționați, asta nu e corect, Vladi. Și crede-mă, ceea ce fac eu e nimic, dar nimic pe lângă ce faceți voi oamenilor. Și în special tu, mie. Future stands unclear. I wish you were right here, so I could tell you how I was so wrong. Guided by your smile and blinded by your eyes, crawling back to where I belong. I could remedy all the things I can't undo, and I may fail and fumble. Da. Bună, Diana. Oh, wow, Victor, ce surpriză. Credeam că e un curier sau ceva. Nu, eu sunt. Deși și eu vreau să știu dacă te găsesc acasă mai târziu. Da, sigur, te aștept. Dar ce s-a întâmplat, ceva? N-aș prefera dacă am vorbit direct, dacă nu te superi. Nu, nu, dimpotrivă. Ok, perfect. Ne vedem mai târziu. Perfect. Chiar să conduc, mai bine mor. Taxi și n-am. Visez sau nu înțeleg ce cu mine? Nu văd bine. Doru, tu ești? Ce cu tine aici? Aici lucrez. Păi da, dar asta nu te-a oprit până acum să fi plecat majoritatea timpului cu orice altă treabă în afară de a fi la jobul tău. Ce n-am deschis și ușa, Doamne. Doru, tu ești ok? Sigur ești ok? N-ai pățit nimic? Șeful, știu că în ultima vreme nu prea am fost disponibil. De când ești angajat la mine, ești în ultima vreme. Dar de acum încolo promis solemn că o să încep să mă străduiesc să fiu mai profesionist. Oricum, de acum încolo, dacă n-apare ceva, sunt omul tău. Deci, încotro. La spital. Hai, boss, că n-am dat așa tare. Nu, mergem după Flori. Ah, eram ca cabanos cu musaca. Boss. Și tu chiar crezi că sunt așa ultimul pămpălău? Doamne, ferește, eu să te cred, nu te cred pămpălău. Adică, în primul rând, crezi că m-aș angaja eu la un pămpălău? Ok. Thank you.
pentru cine ne-am gătit drag așa, cu noaptea în cap? Nu, mai e dimineață de mult, dar ca să te răspund așa la întrebare, vine Victor. Serios? Cum așa? Păi să zicem că am avut un mic tet-a-tet, eu și Eva. No. Cum? Ne-am întâlnit ieri la spital și efectiv a sărit să-mi rupă părul din cap. Nu se poate. Ba da. Și sper că am ripostat, normal. Așa, fată. Și Victor vine ca să vadă ce s-a întâmplat între voi. Exact. Da, sper că ea nu i-a spus nimic despre mica ta intervenție dinainte de nuntă. Nu. Și nici nu o să vorbească la cum evoluează lucrurile. Hai că vine. Hai că vă las singur. Hai. Intră, Victor! Hei! Ce faci? Diana, o să fiu cât se poate de direct. Te rog! Ce s-a întâmplat între tine și Eva la spital? Ce făceai acolo? Păi eu am fost să-mi fac un consult. Adică, mă rog, în ultima perioadă mi-a fost frică să nu fi moștenit problemele de inimă ale lui tata și am fost acolo să-mi fac niște analize. Și m-am întâlnit cu ea pe hol și a sărit efectiv să-mi rupă părul din cap. Adică, iartă-mă că zic, dar cred că e nebună. E de la hormoni. E mai sensibilă în perioada asta. Da, eu înțeleg. Dar nu se poate așa ceva. Adică, o fi Bucureștiul ăsta mare, dar poate mă mai întâlnesc cu ea. Nu aș vrea să-mi facă scandal de fiecare dată când... Adică, pe bune, la spital? Nu. Sigur n-ai provocat-o tu cu ceva? Pe bune? Victor, eu vreau să fim prieteni. De ce aș face așa ceva? Bine, ok. O să vorbesc și cu ea, să văd de ce a reacționat așa. Ok. Auză, dacă tot ai venit, nu vrei să mai stai puțin? Să fac o cafea? Ok, una mică, hai. Un expresso imediat. Îmi place că petrecem așa timp împreună, așa mamă și fiică. Mua, iubita-l, mamă. Dar tu cum dai refresh? Uite, trage așa de ecran în jos. Faci așa. Ce simplu era ca la proști, numai nu știam. Zici că suntem la pescuit. De-abia aștept să-l prins pe prostul ăla în plasă. Oh, și eu. Diana, sunt mândră de tine. Chiar părea că nu mai ai nicio șansă. Da, ai făcut și greșeli. Dar impulsivitatea vine la pachet cu vârsta. Și nu numai că l-ai corectat, dar nicio revenire nu e mai spectaculoasă decât acelui căzut în disgrație. Nu știu cine a zis asta, dar a zis-o bine. Aleu, cu cine stau în casă? Doamne, doamne! Dar știi care e problema? Tu încă n-ai văzut lovitura de grație? Aia! Arachiri! Exact! Hai odată! Hai, mă! Ne cam pricepe, mă? Băi, da, chiar nu e așa de rău, nu? Mm-mm. Auzi? Știi ce putem să facem? Ce? Eu zic să facem o firmă de decorațiuni. Bă, nu zici rău. Cred că am rupe. A, da, glumești. Bă, dar chiar hai să vedem dacă mai e vreo firmă de decorațiuni prin zonă. A, chiar. Stai un pic, dar cât e ceasul? Scoate asta de pe... Eu trebuie să plec să o iau pe Ana de la școală, scuze. Ok. Plus că acum am un nou plan. Am o nouă misiune. Trebuie să-i văd toți băieții din clasă ca să văd vis-a-vis de cine trebuie să-mi fac griji. Vii cu mine? Facem brigadă? Nu facem brigadă, rămân să citesc. Ok, treaba ta. Bine, ai grijă. Bine, te pup. Și tu, pa! Pa!
Ce să fac dacă tot am rămas singură? Ia să mă relaxez un pic. Ce? Mama, ești ok? Doamne, ce coșmar, groaznic, groaznic! Doina, visul este o ușă mică ascunsă în cel mai profund și intim sanctuar al sufletului. Vai, așa zic și eu. Este? Ce zice? Nu știu, cred că te întreabă ce visați în genul. Am visat că Mara s-a îndrăgostit de... ăla care mi-a strivit Savarina. V-am adus un ceai. Nu! Da, dai, dai. Ce? Mamă, ce faci? Au, aștept să mă trezesc și din visul ăsta. Nu e un vis. Fix așa ar spune și o persoană pe care o visezi. Nu e vis, e coșmar. Da, mamă, e un vis. Și mi-a 3.000 de lei. Ceva? 3.000 de lei. E realitate. Doina, Doina. Mama? Da? Vino puțin, te rog. Hai. Stai jos. Uite. Răsturnare de situație de ultim moment. Victor Pop s-a împăcat cu Diana Soare. Păi ce e asta? Exact asta vreau să știu și eu, ce e asta. Păi, de ce te-ai împăcat cu Diana? Mamă, nu m-am împăcat cu nicio Diana, dar o mizerie. E mâna Dianei. Da, Sergiu, normal, e mâna Dianei, capul ei, rochia ei, părul ei. Asta e mâna Dianei. Posibil să fie mâna Dianei, da. Și ceva a aflat? Da. S-a supărat? Nu, cum să se supere Eva vreodată de ceva? Nu, gata, trebuie să fac ceva. O să mă duc la femeile astea. Mă duc la Diana și la maică sa. Merg și eu la Diana și la... Sergiu? N-am timp de prostiile tale. Ei, nu se mai poate. Femeile astea trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că e gata. Ele sunt pa! Incredibil. De mâine putem să mergem la noul birou. E gata noul sediu. E bine. La câte s-au întâmplat în ultimul timp, nici n-am apucat să verific statutul lucrărilor. Am fost eu, stat liniștit. Nu știu ce m-aș face fără tine, Roxa. De asta sunt aici. Și să știți că arată mai bine decât vechiul sediu. Da. Foarte bine. Chiar abia așteptam să mă arunc din nou în muncă. Da, vă cred. Nu-mi spune că aflai și tu. Nu vă spun atunci. Nu știu, mă tot gândesc că toate aparițiile astea în tabloide poate o să mă afecteze cariera la un moment dat. Domnule Pop, sunteți un arhitect foarte bun. Munca vorbește de la sine. Da? Scriau și asta în tabloide? Iartă-mă, Roxana. Să știi că apreciez absolut tot ce faci. Bine. Atunci ne vedem mâine la nou sediu. Exact. Pe mâine, domnule Pop. Pe mâine.
salut, Victor. Ce faci? Tu de ce ești așa de bine dispus? Pentru că nu trebuie să mă mai ascund. Doina a aflat că sunt, mă rog, iubitul, fostul iubit al Marei. Ok, ok. Pe bune, nu te bucuri un pic pentru mine? Nu. Sunt în toane proaste. Bine. Hai, te fac un alergat? Cum așa? Uită-te la mine. Da, 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 hai că-ți prinde bine. Păi da, dar stai că n-am antrenament. Haide, Marius, mișcă. Ah, Victor, ce-mi faci tu mie? Haide, Marius! Vin imediat! Păi, eu de-aia m-am făcut șofer, ca să nu mai fiu nevoie să merg, dar apoi să alerg. Un pas înainte, doi înapoi. Jur că asta e toată relația mea cu Eva. Nu puteau să meargă în toate lucrurile bine, uite, cu cam unse, cum merge jogging-ul ăsta nostru. Cât îi zici că ne-a blestemat cineva, nu alta? Da, nu zic că n-am greșit și eu, că am greșit. Poate am fost și un pic insensibil, poate. Nu zic nu. Sau poate naiv? Că am crezut că poate să judece lucrurile ea la rece, așa cum o fac și eu. Bine, eu vorbesc, care l-am pocnit pe doctor din gelozie. Da? Echilibrat, n-am ce zice. Da. Deci e clar. Amândoi suntem de vină. Poate. Un lucru e clar, Marius. Ceva tot trebuie să se schimbe. Și de data asta chiar n-am greșit cu nimic, adică am făcut totul ca la carte. Marius, mai zici tu ceva? Opa, cu metre! Lași-mă, zi-mă odată ce vrei. Sper că n-am supărat-o pe mamițica ta. În alte circunstanțe ți-aș fi zis să fugi, dar acum ai noroc, e bine dispusă. E cumva legat de ce discutai ieri cu Florentina lângă pana mea? Zi-mă, Dorule, ce vrei. Ți-am zis că-ți dau 1000 de lei ca să uiți... Mint, mamă, mint! Tu nu-ți dai seama că asta se întâmplă? Ne-au mințit dintotdeauna. Dar liniștește-te că nu sunt eu inamicul aici. Da, mamă, știu că tu nu ești, știu că nu ești. Iartă-mă, îmi pare foarte rău, doar că sunt plin de... Deci, tu mai degrabă le crezi pe ele decât să mă crezi pe tine? Nu, te cred pe tine. Doar că, ce să vezi? Există poza, ele au poza ca dovadă. O au și ele, și toată țara, și Doina, și Eva, cu toată familia ei. Mă, tu îți dai seama în ce situație suntem, nu? Da. Cum naiba ascundem noi, dregem, tărășenii asta, cum ne ascundem de mama? Oh, știu, tata, am fost și eu la instructaj, da? Da. Știu, a fost greșeala mea. Nu trebuia să o las să mă îmbrățișeze. Da, nu trebuia să fac asta. Chiar? De ce v-ați îmbrățișat? Că a fost un gest. A fost un gest, am crezut și eu că e un gest prietenesc. Un gest prietenesc? Mai să vă fie foarte clar. Nimic din ce face familia Soare nu e doar un gest prietenesc. Poate a fost. Ce poate, Sergiu? Niciun poate. Nici Diana, nici Felicia nu o să ne ierte niciodată pentru faptul că nu ne-am ținut cuvântul. Nici nu o să uite, nici nu o să ne ierte. Să vă fie clar. Și ăștia au publicat o minciună. Ăștia au publicat asta o minciună ordinară. Asta da? Deci la nivelul ăsta s-a ajuns cu presa. Da. Ar trebui să-i dau un judecat. Pe
Pe cine să dai în judecată? Ah, păi nu, că niște ăștia... niște nenorociți, că... Pe toată lumea. Da, da. Vrei să dai în judecată pe toată lumea? Asta nu e ceva ce ai face tu, Victor. Asta e ceva ce ar spune ei doi, ca să nu-mi dau seama despre ce vorbeam. Nu. Pot? Ce? Nimic. Nimic. Și atunci ce râzi? Nu știu, mi se pare amuzant că facem noi cum facem și tot ajungem să ne certăm cumva. Să știi că mie nu mi se pare nimic amuzant. Să nu uităm ce a spus doctorul, da? Da, sigur. Păi, cum de n-a apărut doctorul până acum în conversație? Victor, să știi că vorbesc foarte serios. Chiar nu-mi doresc să pierd copilul din cauza că tu vii la pachet cu tot felul de drame. Cum poți să crezi că mi-aș dori vreodată chestia asta? Fii sigură că sănătatea copilului e și prioritatea mea. Să știi că nu pare. Ce să fac să-ți demonstrez că așa e? Nu știu, Victor, nu știu ce să faci. Dar eu așa clar nu mai vreau să continui. Nici nu mi-ai zis ce s-a întâmplat înainte de nuntă. Ce faci? Hai să mergem. Doamne, ce mă dor picioarele. Se schimbă vremea. Doina! Doina! Petronela, numai Diana avea chef acum. Doina! Da, dragă, ce-i? Păi, Doina, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu ți-ai mai mărită fiita cu mugurul de Victor? Cum adică? Că s-am băgat cu fosta. Ai mai, ce tot bălmăjești acolo, că mama și supăr pe tine, ia! Uite aici, știre, uite, uite! E veche, mă! Nu, nu, nu-i de azi, uite-te la dată! Se împacă cu Diana Soare? Nu, leșina! Nu! Nu, leșina! Aoleu, aoleu, ce grea ești! Aoleu! Eva, Eva, stai! Nici nu știu ce să-ți mai zic ca să mă crezi. Să știi că nu vreau să fiu cu nimeni altcineva. Doar cu tine. Juri? Jur. Și eu vreau să fiu doar cu tine. Și ce te împiedic? Victor Pop? Până la urmă te căsătorești cu Diana Soare sau cu ea? Cu mine sigur nu.